Ziua stimați telespectatori, azi vom transmite o etapă din Liga 1 între Astra și Universitatea Craiova. Ia să vedem cum stăm cu clasamentul. Pe primul loc se află CFR Cluj cu 55 de puncte, pe locul 2 CSV Craiova 49 de puncte, pe locul 3 FCSB cu 44, pe locul 4 Viitorul cu 37, pe locul 5 Astra Giurgiu cu 34 de puncte, pe locul 6 Gaz Metan cu 31 de puncte, pe locul 7 se află Dinamo București cu 28 de puncte, pe locul 8 se află Politehnica Iași cu 23 de puncte, pe locul 9 se află Șepși cu 19 puncte, pe locul 10 Academica Clinceni cu 16 puncte, pe locul 11 Chindia cu 14 puncte, pe locul 12 Voluntar cu 12 puncte, pe locul 13 Hermannstadt cu 10 puncte și pe ultimul loc FC Botoșani cu 9 puncte. Și acum să dăm legătura cu stadionul. Meciul se desfășoară pe stadionul Astra Marian Astanovici. Arbitrul de centru este Dragoș Tismăneanu. Așteptăm legătura cu stadionul. Iată, avem legătura cu stadionul Astra, Marian Astanovici, unde se desfășoară partida Astra Giurgiu CSU Craiova. Iată galeria Astrei. Iată clasamentul, pe locul 5 Astra, pe locul 2 CSU Craiova. Câteva momente vom avea și echipele și aranjamentul lor pe stadion. Iată, Astra Giurgiu, antrenor Bogdan Andone. Lază 4-5-1, Lază, Tamaș, Radunovi, Grova, Bruno, Simon, Răduț, Budescu, Bechi, Crepula și Tonăcara atacant. Să vedem ce va prezenta CSU Craiova. Și formula de joc. Iată, CSU Craiova, antrenor Victor Piturca. Yeah, one central striker, Derek. The width comes from the wingers who will stay high and wide. A very narrow midfield and a conventional back four. 4-3-3, Piccelli, Chelici, Vătăjelu, Bălașa, Martici, Oca, Cicăldău, Ioniță, Colit, Ataca, Mihailă și Bărbuț. Thank you. Enjoy the game. Așteptăm lovitura de începere a partidei. Lovitura de începere o are Astra Giurgiu. And this confrontation is underway.
Colici. Pasă pentru Blăbuț. Blăbuț, interesa pe de care șutează Paul Colici și peste poartă. Prima fază de atac al echipei Universitatea Craiova. Lază va repune mingea din colțul care are 6 metri scurt până la Tamaș. Tamaș pentru Bruno, greșeală, intervine Mihaila. Mihaila centrează în careu, prea lungă centrarea, mingea iese afară. Vor arunca cei de la Astra prin Radonovici. Radonovici pentru Simeon. Simeon înapoi la Lazar. Lazar degajează pentru Răduț în față. Răduț, Răduț. Pasă pentru Tamaș. Tamaș în... pe lateral, dar prea lungă pasa. Budescu n-a ajuns această minge. Minutul 5. Astra Uniunea Craiova 0-0. Bălașa. Bălașa spre terenul acolo-i Simeon. Și Crepula. Crepula pentru Budescu. Budescu centrează, dar afară. Constantin Budescu a dat mingea afară. Va repune cei de la Universitatea Craiova prin portarul Pigeli din colțul care are 6 metri. Degajare. Acolo e Grahovac și Tonocara pierde acest balon la centrul terenului. Simeon. Simeon pasă greșit între cei doi. Becks. Răduț vine la întâlnirea la Ioniță. Ioniță. Ioniță, vine Tamaș la el. Pasă pentru Bărbuț. Offside Bărbuț. Sau a fost foul. Cantonaș galben, Gabriel Tamaș. Se poate că meciul viitor Tamaș nu va juca. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova, minutul 8. De la proxima laterală, aproximativ 20-21 de 31 de metri. Pentru scurt până la Colici. Colici șutează, respinge Radonovici. Radonovici pasă pentru Crepula. Crepula atacă, contraatac Astra prin Crepula, iată-l. Pe partea stângă, pasă pentru Budescu. Budescu pierde minge la Marina Careului, 16 metri, contraatac Colici, Uniunea ta Craiova. Pasă pentru Bărbuț, dar Bărbuț pierde. Lazar. Lazar a degajat. Bic. Bic pasă pentru Răduț. Răduț pentru Budescu. Din nou Budescu. Se întoarce. Și pe aut. Matic a curat aut. Va arunca Radunovic de la margine. Budescu. Budescu centrează în careu pentru Crepula. Crepula stop pe mijloc și offside. Offside Crepula. Iată poziția de offside. Va executa prin Caceli lovitura până la Colici. Acolo s-a fost Simeon, dar din nou Colici, bătejelul Cicăldău. Colici. Colici pentru Cicăldău. Cicăldău pentru Mihaila, Mihaila și offside Mihaila. Not by much, brilliant officiating that is. Look at that, spot on.